Vreau să vă spun că nu este simplu, pentru că încasările la administrația pieților, care este un capitol separat, sunt tot mai mici. Deci dacă facem o comparație între anii 2012 și 2008, încasările în anul 2012 au fost la un nivel de 77,15% comparativ cu 2008. Mulți ani, domnul Chirea, dacă facem o referire exactă la încasările din bazar, ele au fost și mai mici, 72,56%, sau cu alte cuvinte, în anul 2012 s-au încasat cu 38 de miliarde mai puțin față de anul 2008 în bazarul de muncă a Sucevii. În condițiile în care taxele și impozitele au rămas la fel, este și acolo criză economică, de aceea banii sunt mai puțini și sigur nu ne permite foarte mult să avem resurse financiare pentru a moderniza și celelalte piețe pe care le avem, George Enescu, care este începută, și piața din Burdujeni.